Bine v-am găsit la o nouă emisiune la Masa Adevărului. Discutăm astăzi despre dezastru care a cuprins România în ultimii 25 de ani. De la Revoluție și până acum, industria țării noastre a fost practic dezmembrată. Am rămas cu foarte puține fabrici, foarte puține uzine, iar milioane de români au fost nevoiți să ia calea Occidentului pentru a reuși să găsească o cale să supraviețuiască în această economie de piață sălbatică. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul profesor Mircea Costache, fost parlamentar, care de-a lungul mandatului pe care l-a avut în Parlamentul României a avut nenumărate inițiative și chiar a pus problema acestui război care a măcinat țara noastră în ultimii 25 de ani, după cum spuneam. Domnule profesor Mircea Costache, ce s-a întâmplat de la Revoluție și până acum? Asistăm la o adevărată agresiune asupra industriei. Oamenii au ajuns să nu mai aibă ce munci, au ajuns să ia calea Occidentului. Vedem mulțimi de șomeri, de oameni care sunt înfometați. Ce s-a întâmplat? Deci, în ultima vreme, tot mai mulți concetățenii noștri au început să-și dea seama, selectiv, retrospectiv. Necazul mare este că marea masă, cetățenii României, nu și-au dat seama la timp, când încă se puteau stopa acțiunile de distrugere a economiei românești. Unii dintre noi, înțelegând ceva mai devreme, am încercat să avem reacție atunci când se mai puteau stăvili elanurile demolatoare. Eu vă amintesc așa, fugitiv, pentru că 25 de ani, un sfert de secol de devastare metodică, sistematică a economiei românești, ați referit la industrie, dar concomitent a fost distrusă și agricultura, SMA-uri, CAP-uri, s-a scos pe gură cuvântul magic, lichidarea CAP-urilor. Deci dacă cineva nu avea intenția din start de a distruge, nu vorbea de lichidarea, adică să nu rămână piatră pe piatră cu oameni, așa au luat-o, să nu rămână o internită pe un graj, să nu rămână un tractor, o moară, o fermă ce avea, o seră, solar. Deci au zis lichidarea. Pentru că cineva, probabil, a pus în operă scoaterea de pe piață a unui concurent care era redutabil în zona agricolă, dar care devenise foarte important și în zona industrială. Pentru că pe piața externă erau foarte cunoscute și apreciate la vremea respectivă tractorul românesc, la toate târgurile internaționale, foarte apreciat și solicitat. În lumea arabă, unde vreți, sistemele de irigații românești, navele construite în România, utilaj petrolier, sapa de foraj de la 1 mai Ploiești era solicitată în Kazahstan și în diferite zone ale lumii. Foarte cunoscute, firme românești, locomotiva diesel electrică, în China, peste tot, erau camionul românesc, Aro câștiga raliul Dakar, Aro Câmpul Lung, așa cum era un autoritet de teren foarte apreciat. Deci, economia românească, pentru împrumutul ăla care s-a făcut de 10 miliarde, plătit cu greu, cu sânge și cu sacrificii, cu oameni împușcați la zid. Așa, din acel împrumut a fost edificată o economie, o industrie armonic așezată în teritoriul național, pentru că circula atunci principiul dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării. După elanul acela, bineînțeles că 1990 a fost începutul devalizării României pe toate planurile. V-ați referit la industrie, putem să ne referim la orice alt domeniu, pentru că acum, privind în urmă, e simplu pentru orice privitor sau ascultător sau cetățean de-al nostru de bună credință să înțeleagă că multe dintre lucrurile care s-au întâmplat au fost programate, deliberate. Se vorbește acum despre asasinii economici, se vorbește despre înstrăinarea flotei românești, despre vânzarea pe nimic a unor obiective industriale de mare importanță, unde scoateam tractorul românesc de care vorbeam, acum sunt moluri pe terenul acela, unde scoateam locomotiva diesel electrică de la Electroputere, sunt moluri cu produse străine, nu cu produse românești. Această acțiune amplă a început cu pași mici, dar foarte eficienți. În primul rând, prin creșterea prețului
la utilități, la curent electric, industria română era un consumator de, important de energie, energie electrică, gaze naturale. S-au acumulat datorii la stat, au fost îndatorate deliberat de către cine? De către furnizorul de servicii, adică tot de către stat. Ale cui fabrici? Ale lui. Acest mecanism, ca să poată să reușească mai repede, să ajungă la, cu pași mai repezi la închiderea fabricii și la dezmembrarea ei și vânzarea ei la fier vechi, în primul rând, li se măreau salariile managerilor, cu cât reușeau să falimenteze mai mult, să o îndatoreze mai mult la buget ca să creeze premizele închiderii și dezmembrării, cu atât erau stimulați și premiați managerii în lumea capitalului și în lumea liberă de care vorbim noi, că vorbesc unii pe la noi de economie de piață. Vă dați seama că așa ceva nu e posibil. Dar cine făcea? Așa, domnule, cine era în spatele acesta? S-a folosit și know-how extern, dar totul s-a făcut preponderent cu aportul leadership-ului românesc. Cine au preluat primele portofolii ministeriale, primele guverne, au creat premizele, următorul a continuat și următorul a desăvârșit, a finalizat, iar actualele nu mai au ce să mai constate decât că industria română nu există, a fost dată la fier vechi, considerată de cineva chiar morman de fiare vechi, deși noi dacă ne uităm pe harta României și în orașul nostru, în Buzău, contactoarele de abia erau date în folosință cu un an, doi înainte de Revoluție și erau noi, nouțe, și stăteau foarte bine pe piață, că după aceea ne-au intrat prize și alte componente electrice pe piața noastră, turcești de foarte slabă calitate față de ce producea industria română. Fac aici o paralelă, ne uităm și la Brăila, la șantierul naval, care nu mai produce nimic. Progresul care era și care e majoritatea dezmembrat, care era un colos al industriei românești. La Călăraș, la fel, portul. Și ne ducem peste tot și ne ducem la noi, la IUT. Ce era întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău? Care a fost dată pe, nu știu, 2,5 miliarde, care nu poți să-i faci gardul împrejmuitor. Sau nu mai zic de cantină. Vreau să ajung în altă zonă. Vreau să vă întreb. Ceaușescu s-a împrumutat cu 10 miliarde de dolari, bineînțeles, la valoarea... Și... Ca să poată să le plătească, au mai crescut pentru a-l împiedica să termine de plătit și să-l țină agățat în continuare, îi creșteau dobânzile. Și atunci ne-a limitat la consumul energetic cu întreruperi de curent și cu reducerea căldurii și cu raționalizarea alimentelor pentru a putea să plătească în ritm mai alert, a reușit să plătească până la urmă, până la ultimul cent, toată datoria externă, în așa fel încât, după 1990, România a intrat cu 0 lei datorie externă, cu aproximativ 3 miliarde de dolari cash în Banca Națională, despre care nu ne vorbește nimeni ce s-a făcut cu ei, cu 7,5 miliarde de dolari datorii, creanțe ale altor state către România. Acele 7,5 miliarde pe care le-a creat statul român de munca noastră, pe produse diverse care s-au dat acolo și urmau să fie încasate, mobilă, cereale, le-am construit unora fabrici de detergenți, căi ferate, sisteme de irigații și urmau să intre bani din datoriile acelea. Ce s-a întâmplat? Statul care a îndotărat și a creat acele datorii prin contractele respective nu și-a mai preluat tot el, statul român, post-revoluționar, post-decembrist, misiunea normală și firească de a demara acțiuni de recuperare a creanțelor, a început să vândă creanțele către firme private. Firma privată cutare a lor, clientelară de bucătărie, de a lor de apartament, recupera din Algeria, cutare din Tunis, cutare din Irak, cutare de nu știu unde, mă înțelegeți? Din Egipt. Cum s-a făcut operațiunea asta? S-a organizat vreo licitație? S-a făcut vreo dezbatere publică? Nu știa publică. Lumea cuvântul licitație. S-a făcut vreo dezbatere publică? Nu s-a făcut nicio dezbatere. Aflam, cum aflați dumneavoastră târziu și eu am aflat mai devreme că s-a întâmplat să pot să mă informez mai bine la vremea respectivă, că firma lui Cutărel recupera și negocia fiecare după mintea lui. De exemplu, unii au negociat recuperarea prejudiciului de 700 de milioane de dolari de la Egipt, creanței de la Egipt, în raportul 1 la 5. Pentru 5 dolari să ne dea 1. Și după ce, pentru că partea română, reprezentată prin Adrian Severin, trimis de Petre Roman la vremea respectivă, a acceptat
raportul 1 la 5, bineînțeles că aceia au fost datori să le pună în cont niște bani. Despre care nu se vorbește astăzi, dar în practica internațională, când obții un asemenea scor, să-ți dau datoria pe care o aveam integral la tine, să-ți dau numai în raportul 1 la 5, mai îndatorat. S-a trecut de etapa aceasta, s-a mai făcut o negociere la Cairo, ca acea recuperare de creanță de 700 de milioane de dolari să ne dea numai 1 la 5, să nu se facă cash, să facă prin barter, marfă. Și au ajuns pe piața românească. Cine a trăit în perioada aia, că erați micuței, dar sunt alții care își amintesc, că a fost inundată piața românească de expireuri, de vechituri, de conserve, cocoș, supă de cocoș Egipt, conservă de vită Egipt și tot. Și s-a lichidat datoria Egiptului către România. Alte firme private, că asta a fost trimis de stat cu Egiptul. Altele, alu Doru Tărăcil, alu Cutăril, alu Cutare, alu... era unul de la... cu proprietăți pe la Herculane, nu mai amintesc numele acum, care recupera într-o veselie din 350 de milioane recuperați de la Algeria, a băgat în România vreo 5 milioane, că restul erau cheltuielile firmei lui. Și pentru că n-au avut echipurile bani, au dat niște orez de calitate a doua, care a trebuit să-l dea în port la nu știu unde pe nimic și ajungeau în țară ca să dea statului român din 350 de milioane, 3 milioane jumate. Deci vedem cum statul român a fost... Deci o prăduială și un jap de proporții. Deci cetățeanul român, omul obișnuit care n-a avut acces la aceste informații, așa, se uită acum ca la povești științifico-fantastice și se minunează cum a ajuns România din 0 lei datorie externă, din 3 miliarde de dolari cash în Banca Națională, din 7,5 miliarde de dolari creanțe ale altor state către România, a ajuns acum peste 100 de miliarde de euro datorie externă. Vedem cum a fost statul român a fost spoliat și prin marele scandaluri bancare care au zguduit România. Ne referim aici în primul rând la Bancorex. Ați început cu industria, domnul Mitu. Caracatița a funcționat foarte ordonat. Deci s-a ocupat o anumită filieră și o să vin altă dată în emisiune la dumneavoastră, dacă o să mă mai chemați după asta. Dacă nu o să vă spună cineva, să vă stâmpărați cu invitați de genul ăsta. Să vin aici cu materiale documentare, să vorbim despre mafia care a devalizat sistemul bancar românesc in integrum, până au ajuns toate băncile străine. Și eu am făcut un studiu de caz în calitate de membru al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții, pentru care am fost suspendat de la lucrări, pus pe coș de nucă, pentru că cine ne-a dat voie să facem așa ceva? Că până atunci comisia era liniștită, nu deranja pe nimeni, era numită Comisia Dormitor. Și a venit unul acolo care a dat deșteptarea, a beneficiat în primul rând de sprijinul unui mare lider politic, pe care alții nu l-au luat în seamă, Radu Ciuceanu, om cu vreo 17 ani de temniță. Nici n-am auzit de... Cu vreo 17 ani de temniță, un venerabil profesor, așa și cercetător științific, care era președintele Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor și mi-a dat mână liberă să i-am zis ce vreau să fac și cu aparatul din subordine și am scos niște lucrări care o să vi le aduc în emisiune. Așa am luat un studiu de caz cum a fost devalizată Banca Internațională a Religiilor, dar din acest studiu bine documentat în 3 volume mari, cu documente și cu tot ce trebuie, se desprinde cum s-a lucrat pentru tot sistemul bancar, mai ales că am strecurat în acele pagini confesiunile unui consilier guvernamental arestat, dus la beci în vremea aia, acum e plecat în străinătate ca să nu mai aibă treabă cu noi, Fănel Păvălache, care spune așa, 4 colegi de an, de grupă, de clasă, de la facultate, au pus în operă un scenariu minuțios, bine pus la punct, de intrare în serie în faliment a băncilor românești. Și le-am luat pe toate la rând. În primul rând... Deci v-ați repede la bănci. Acolo este un... Da, rămânem pe segmentul acesta de bănci. Bun. Să le explicăm telespectatorilor ce înseamnă o țară fără bănci, bănci care să fie în proprietatea statului. Ce profesie aveți la bază? Că jurist. Jurist. Deci sunteți jurist. Eu sunt profesor de română-engleză. Altul este economist. Am încercat să înțeleg și fenomene economice. Pentru că degeaba te amesteci și vrei să faci bine, binele public însemnând stoparea jafului la România. Asta e cheia de boltă. În restul aveam noi resurse naturale și umane să avem un standard de viață mai bun și să fim o țară mai respectată.
Dar era vorba de a putea să stăvilești jaful în economie sau nu. Și despre asta se vorbește și azi. Spun economiștii, oamenii de meserie, nu noi, nici juriști, nici de, oameni de litere, sângele economiei vor prezintă circuitul financiar, banii. Fără sistem bancar propriu, o națiune nu se poate dezvolta. Pentru că băncile străine cu filialele lor aici au alt interes decât să-ți finanțeze ție economia. Exemplu, am făcut ultima dată un împrumut la femei de 20 de miliarde de euro. Azi am luat banii, i-am dat la băncile astea care sunt toate străine și-au repatriat profitul. Și a doua zi noi în țară n-am avut nici autostrăzi. Specificăm că s-a întâmplat în timpul crizei din 2010. Și e o discuție cu criza. Guvernul de atunci, da, păi, nu, atunci s-a întâmplat statul român prin vocea președintelui Traian Băsescu, care a apărut cu o lună înainte și a spus că noi, că statul român nu va cunoaște criza și nu are nevoie de niciun femei, nu are nevoie de împrumuturi externe. O lună mai târziu a spus că avem nevoie neapărat. S-a spus că avem nevoie de 20 de miliarde de euro, dar culmea, ne-am împrumutat pentru băncile, pentru capitalul străin. Banii au ajuns la ei, cum spuneați dumneavoastră, și au repatriat profiturile și economia românească. Noi am rămas datori, încă 20 de miliarde, da. Fără să avem. Ce se întâmplă cu țările din jurul nostru? Ungaria, cine vreți, eu am ce am, mă uit și eu la țări mici, mai bine gospodărite, mai bine administrate, fără resursele naturale ale României, care au un standard de viață mult mai bun, triplu. Așa. Ce au făcut ungurii? Au spus poporului lor, trebuie să facem un împrumut la FMI, Banca Mondială, așa, pentru rețeaua noastră de autostrăzi. S-au împrumutat, au plătit cetățenii și au rețea de autostrăzi până la granița României, toată Ungaria. Facem un alt împrumut, l-au lichidat pe ăla, au plătit, pentru că vrem să îmbunătățim rețeaua de spitale. La ora asta, 700 de români se duc numai la Seged anual. Un oraș ca Buzău, dacă nu o fi mai mic, la Seged. Pentru că au creat rețea de spitale de stat, echipate, dotate, curate, în care personalul este pus la punct, în care costurile sunt foarte mici față de România și de alte zone, așa, în care oamenii profesioniști buni s-au adunat acolo și iată eu, nepoata mea, este operată la creier și trebuie să mai meargă acum iar la control, la Seged. Ungurii au arătat poporului lor că s-au împrumutat și au autostrăzi, au mai făcut un împrumut, au rețea de spitale și au făcut un alt împrumut și au rețea de școli ultramoderne, grădinițe, cămine și așa mai departe. Dacă îmi permite să intervin. Noi am făcut împrumuturi și nu putem să arătăm nimic. Asta aici vreau să ajung. Noi am făcut împrumuturi pentru băncile străine din România. Nu numai pentru ele. Și pentru gena infracțională a națiunii, care se manifestă într-o tagmă destul de abundentă, care a depus foarte mulți bani în străinătate, de care nu vorbește nimeni, în procese din astea cu efect de imagine, televizistic, cinematografic, justiție de tip hollywoodian, fără să vorbească nimeni de recuperarea prejudiciului, de aducerea în țara banilor din conturile străine și avem CIA, avem oameni de informații care știu bine cine a depus și unde. Și există acorduri bilaterale de repatriere cu statele, există un mecanism. Deci nu vorbește nimeni de recuperarea prejudiciului la români. Deci noi ne-am împrumutat, am rămas datori încă 20 de miliarde. Da. S-a spus că acest împrumut este imediat necesar, imperios necesar, pentru că altfel s-ar bloca economia românească. Dimpotrivă, noi am văzut în acea perioadă că firmele românești n-au fost împrumutate sub nicio formă de băncile străine. Ba, dimpotrivă, multe au intrat în faliment, alții au intrat în insolvență, avem nenumărate cazuri. Iar despre acei bani, despre acel împrumut, nu s-a mai spus absolut nimic. Toată lumea tace. Despre acel împrumut spun unii care, acum noi trebuie să fim foarte atenți că pe piață circulă și intoxicări. Și unii dintre noi am învățat cum să... Totuși, sunt de luat în seamă unele păreri, așa, tangențial, care spun că banii ăia nici n-au intrat în țară. Am semnat că suntem datori, au ajuns pe unde au ajuns, direct, așa, direcționat și noi am rămas numai datori. N-am realizat chiar nimic din acei bani. Este incredibil această ipoteză, este prima dată când aud așa ceva. Știți când ar fi incredibil? Că ăsta a fost un împrumut mascat. Mascat pentru cine? Ce s-au cumpărat de bani? Pentru oameni interesați dinăuntru și din afară în devalizarea României. S-a luat întâi distrugerea economiei și s-a realizat în anii ăștia.
depopularea țării e în curs de realizare. Să invitați cât mai mulți. Am discutat și cu alți invitați despre această problemă. Depopularea țării, așa? Înstrăinarea resurselor, petrolul la OMV Austria, aurul la Euro Gold Corporation Canada și tot așa. Ăștia care exploatează bușteanul Holzmeier, nu știu care, sunt austrieci, toți străini. Deci depopularea concomitent cu devalizarea de resurse naturale și după aia să vedem vânzarea, liberalizarea vânzării terenurilor agricole în România. Nimeni nu-și vinde teritoriul național. Mormintele ălora care la vârsta de 20 de ani cu țărâna în gură s-au dus pe front pentru pământurile astea și au rămas pe acolo, n-au mai ajuns acasă la stâlpii vetrei, la plug, la... Țările din jurul nostru, Bulgaria, Ungaria, au procedat așa? Domnule, într-o primă fază, pentru că li s-a sugerat că ar fi bine și că e european să-ți deschizi piața pentru teren agricol, și după aia au dat niște legi. Cu acordul Uniunii, a spus, noi amânăm acțiunea asta cu 3 ani și a obținut. Noi amânăm acțiunea asta cu 5 ani și a obținut. Românii nu au făcut niciun demers. S-au mulțumit să spună, domnule, suntem obligați de nu știu cine să ne vindem teritoriul național. După ce se vinde teritoriul național, concomitent cu depopularea, cu devalizarea de resurse, cu distrugerea economiei și cu toate astea ca urmare, ce credeți că urmează în zona asta? Chiar așa, ce urmează? Probabil că un transfer de populații. Pentru că noi nu merităm gura de rai. Alții s-au săturat să le zboare creierii în aer, în atentate în aer, pe niște nisipuri. Trăiesc periculos, trăiesc în zone total neprielnice, iar gura de rai din Carpați și de la Marea Neagră, armonios făcută, cu teren agricol, cu șes, cu dealuri, cu podgorii, cu munți, cu păduri, cu ieșire la mare, cu resurse naturale, poporul român încă nu e informat. Oamenii cei mai mulți nu cunosc ce valoare au metalele rare, neluate în considerație. La Roșia Montană toți vorbesc de aur. Nu vorbesc de telur, fără de care nu se poate face bomba atomică. Nu vorbesc despre wolfram, pentru că fără de care nu există tehnologii de vârf militare. Și la noi există. Nu vorbesc despre alte componente care au valoarea de 5 ori mai mare decât aur. Deci acolo e un proiect colosal, uriaș. Când a fost comisia Roșia Montană de anchetă la Roșia acolo, președintele comisiei, senatorul de Hunedoara Vochițoiu, fiind miner, a văzut în acte 142.000 de tone de steril minereu, așa, cu componente de toate, cu aur, argint și celelalte metale rare, fuseră deja scoase cu vapoarele din țară până la ora aceea, septembrie 2013. De cine avem probleme? De firma Euro Gold Corporation, care ca să poată să facă aceste chestiuni, a primit licența de exploatare, luată ilegal de la Minvestdeva, de către ministrul Radu Berceanu de atunci, și datul lui Euro Gold Corporation în condiții cu totul și totul ilegale, fără aviz de mediu, fără nimic. Bine, aici trebuie dovedit că a fost ilegal și... Așa, bun. A dovedit instanța de la Alba Iulia, tribunalul, a desființat regia RGCM, regia Roșia Montană Gold Corporation, pentru că făcuseră, între alte șiruri de ilegalități, una mare. Deci făcuse o majorare fictivă de capital pentru a scoate cu totul marginal până la ieșire definitiv partea română din construcție. Deci hotărârea aia de la Tribunalul Alba e valabilă și azi. N-a atacat-o nimeni niciodată. Și nu se ține cont de ea. Deși cei care responsabili, factorii responsabili, cunosc situația. Deci eu nu sunt convins că în timpul nopții, cum se scot la camion și se duc la Port Constanța, că încă nu se continuă scoaterea din țară, iar în acte erau trecute fals că ar avea minereu 142.000 de tone de minereu aurifer scos din țară și prelucrat în Australia, în alte zone, în Canada chiar. Eu nu scria în acte că ăla are procentul de 0,07% procent de aur. Domnule, ca să vină de acolo cu 0,17. Domn profesor,
Continuăm discuția după o scurtă pauză publicitară. Începem partea a doua a emisiunii cu această discuție. Nu abandonăm subiectul Roșia Montana. Revenim imediat după o scurtă pauză publicitară.